Este perioada virozelor, așa că este important să știm cum să ne protejăm de răceli sau gripe. O plantă care se consumă înainte de culcare ar putea fi salvarea multor persoane, întrucât combate tusea, virozele respiratorii și stările febrile. Conform antena 3.0, prin conținutul lor de vitamina C, oxalați, zaharuri și vitamine din grupul B, florile de soc se utilizează și la prepararea unor infuzii care combat tusea, ajută expectorația și reduc febra. Astfel, potrivit ghidului plantelor aromatice și medicinale, coordonată de farmacologul Dr. Ovidiu Bojor, florile de soc au o acțiune diaforetică, stimulează transpirația antitusivă și explic. Substanțele pe care aceste flori le conțin au totodată o acțiune emolientă și de stimulare a imunității. Fructele de soc au aceleași indicații precum cele de afin, protejează arterele, îmbunătățesc vederea și stimulează digestia. Florile pot fi preparate sub formă de infuzie dintr-o lingură la o cană cu apă care se bea seara înainte de culcare. Extern, sub formă de infuzie, se prepară din 40 de grame de flor la un litru de apă, eficientă în degerături și contuzii. Din fructele bine coapte, cele verzi sunt toxice. Se prepară un decoct dintr-o lingură de fructe uscate la un litru de apă, se beau 2-3 căni pe zi. Tot din fructe bine coapte se poate prepara dulceața, cidru sau sirop, relatează antena3.ro.